Timișoara, mă leagă și prietenul meu, Truță, am fost colegi de facultate și de ani. Și că noi, dacă vreați, așa, toți trei, venim cu învățătura pe care ne-a dat-o dascării timișoreni, cu aplicare mai mult spre modernism, pentru școala de la Timișoara, față de București, abordează mai mult stilurile acestea de artă modernă. Mă bucur și, în același timp, cu multă durere, să vă spun că astăzi trebuie să sărbătorim și pe Nae. Ei amândoi sunt născuți în 9 februarie și că de fiecare dată când aveam o activitate culturală, era mare petrecere pentru noi, pentru că aveam doi colegi care sărbăteau aceeași zi de naștere. Și cu același timp mă gândesc la prietenul nostru și că este stimata doamnă, soția domnului Truță aici de față, că să-i amintim că nu l-am uitat, nu vom uita. Și că fac apel cu ocazia aceasta să mă scuzați, domnule director. Fac apel la cei de aici și cei care nu sunt și puteți informa dumneavoastră că Nae a făcut o școală de pictură Slatina, că el are foarte mult discipoli și că a făcut cel mai mult dintre toți noi pictorii din Vârfului Olt. Ce a făcut el pentru Slatina. Așa nu a mai făcut nimeni până acum. Și merită, într-adevăr, să găsim soluția în care, cum de altfel s-a întâmplat pentru alți oameni, când eu scriam acolo, am chiar într-un jurnal al meu și am decupat un articol și scriam acolo, a dat Dumnezeu Moroșane să te văd acolo unde meritai de mult. Ei am lipit și articolul în jurnalele mele și m-am bucurat ca pentru un frate, ca pentru un lucru, pentru cineva extraordinar, că a venit după nu știu câtă vreme să-l putem cinsti pe Moroșan. Și nu știu cum facem noi, românii, să-i cinstim așa, când ne mai aducem noi aminte. Este cazul și momentul, stimați prieteni, iubitori de artă, că sunteți toți iubitori de artă, să putem să îl omagiem, dacă vreați, cu cinste pe maestru Truță, dând numele școlii unde a lucrat el toată viața și din pe băncile căreia a scos foarte mulți plasticieni care ne fac cinste nouă aici și în altă parte. Este vorba de Palatul Copiilor din Slatina, care merita. Departe de mine gândul că persoana care poartă numele nu este un om deosebit de cultură. Trebuie să înțelegem că asta este o mare greșeală, mă iertați să fac o trimitere în altă parte, este o mare greșeală când astăzi comunele a trebuit să dea numele străzilor. Și la mine în comună, spre exemplu, a fost unul dintre cei mai mari aviatori ai României, care este scris cu litere de aur în lista aviatorilor din al doilea război mondial și în loc să-i pună numele străzii lui, i-a pus ce se numește strada Plocului. Am vrut să vă spun acest lucru pentru că noi nu ne învățăm istoria decât pomenindu-ne înaintașii așa cum trebuie. Stimați prieteni, istoria o facem noi cu fiecare zi, dar să fim în stare să o păstrăm și pe celor care au făcut-o înaintea noastră. Bine ar fi să vă gândiți, avem aici un tabel, să-l puteți semna, vă chiar vă invit, cei care considerați ceea ce v-am propus eu astăzi, ar fi bine să vă consemnați numele, pentru că atât cum vom fi cât mai mulți, vom izbuti. Întotdeauna mulțimea face puterea. Este, da, vă rog. Am uitat să vă spun, dar acest demers făcut de domnul director Laurențiu Buțin a început de un an de zile, dacă nu de 2 ani, a început cu drumul la Craiova și întâlnirea cu artiștii craioveni, acel memoriu pe care l-a înaintat Muzeul Județean Olt, este semnat de foarte mulți artiști din Craiova, se cunosc eforturile care le încearcă Muzeul Județean Olt în această direcție. Ne bucurăm de faptul că Virgil Popa a adus acest
portret clasic al maestrului Nicolae Truță și este imposibil să nu vă aduceți aminte de expoziția domniei sale, care rămâne și ca o întâmplare jurnalistică extraordinară a Slatinei, pentru că în momentul în care îi deschideam expoziția domnului Virgil Pop, și nu trebuie să ne să ocolim termenul de amator, că vine de la amo amare, de la a iubi, a iubi la arta, așa că el nu și-a căpătat acea semnificație peiorativă, și o păstrează tot pe cea inițială. În momentul acela, e imposibil să nu vă aduceți aminte, a primit un telefon. A răspuns la telefon, soția domniei sale a născut. Exact în momentul în care se desfășura acest vernisaj, vernisajul expoziției sale personale. Naște și soția dumneavoastră acum? Nu, acum e Nuțu Emilian. O să vorbim după aceea. De aceea am ținut să completez lucrul acesta și să nu credeți că vine din partea lui Florin Rogneanu, directorul de la Muzeul de Artă din Creva. Nu. Vine din partea nepotului, tot unui cetățean de onoare al orașului Slatina, nepotul vechiului profesor, mare autoritate în Slatina, Constantin Ciocan, profesor de limba latină și greacă. De acum 40 de ani în vechiul oraș Slatina. Deci tot de la un vechi cetățean de onoare al Slatinei. Vă mulțumesc! Da. Pentru că s-a vorbit cuvântul domnului Florin Rogneanu foarte mult despre linia verticală, cu adevărat, înainte de a-i da cuvântul domnului director al Muzeului Județean Olt, aș vrea să stăm puțin și să ne gândim la verticalul din noi și la verticalul pe care noi îl avem față de memoria istorică și culturală, care eu, ca istoric, aș trebui să spunem că pare foarte scurtă la român. Și tot ca istoric aș vrea să spun că în perioada interbelică, de exemplu, Slatina avea foarte multe lume de străzi, de instituții, cu oameni ai locului, oameni care au lăsat o urmă în această urme. Așa că demersul inițiat de Muzeul Județean Olt și de vocea domnului director al Muzeului Județean Olt nu este o adjudecare, nu este o confiscare, nu este o luptă de orgolii culturale, este un demers și un recurs la respect față de ceea ce înseamnă om al locului, personalitate a locului, valoare și autentic, în acest spațiu în care trăim cu toții și care atât de ușor, din păcate, uităm lucrurile adevărate, lucrurile care contează. Așa că, domnule director, Așa este, doamna Grosu, eu am să citez un aforism al lui Nicolae Truță, care spunea că noi oamenii în viață inventariem iluzii, geometrii și ne scapă esențial, ne scapă profunzimile. Întunericul se lasă ori de câte ori închidem ploapele. Îi mulțumesc lui Marcel Duțu că nu a lăsat întunericul astăzi să putească în sufletele noastre, pentru că anumite personaje incolore, insipide, inodore, încearcă să pronunțe numele Nicolae Truță într-o tonalitate neadecvată. Vreau să știți că sunt un luptător. Sunt o balanță și nu sunt un subiectiv în ceea ce fac. Mi-am dedicat viața muzeului, familiei și ce vreau să menționez e băiatul meu a făcut 14 ani. Băiatul meu poartă numele lui Nicolae Truță. Îl cheamă Lucian Nicolae și a fost botezat în steagul municipiului Slatina, la catedrala orașului, de doi cetățeni de onoare a acestui oraș, de Spiru Vergulescu și de Nicolae Truță. Am vrut să spun lucrurile astea ca să știți că sunt întru totul de acord cu ce s-a spus aici. Hai să ne cinstim valorile adevărate. Hai să nu mai facem importuri de personalități de pe alte meleaguri. Hai să ne apreciem oamenii adevărați. Nicolae Truță a fost
ca o cruce pe cerul ăsta înnurat al Slatinei. Nicolae Truță a educat atâtea generații de copii și ne-a apropiat între noi. Nicolae Truță avea acea mare calitate de a uni și de a nu dezbina. Ce se întâmplă astăzi este tragic. Eu pledez pentru unitate și nu mi-arog în niciun moment această inițiativă. Vreau să repunem pe Nicolae Truță pe frontispiciul unei instituții de prestigiu a județului Olt. Palatul copiilor din Caracal se cheamă Marius Bunescu. Palatul copiilor din Slatina se cheamă Adrian Băran. Eu n-am să-mi dau copilul la acest palat al copiilor. Pentru că țin prea mult ca Buzoian venit și adoptat de către slătineni la ceea ce înseamnă istoria locului, la ceea ce înseamnă oameni care au fost. Și când spun asta, mă gândesc la Visi Ghencea, mă gândesc la Nicolae Fulga, mă gândesc la Nicolae Popescu Optaș, la profesorul Gheorghe Mihai și câți, câți alți oameni. Au ars ca niște lumânări în orizontul spiritual al Slatinei. Mulțumesc, Marcel Duțu, pentru că ți-ai asumat acest requiem plastic în memoria lui Nicolae Duțu. Domnilor și domnilor, precum primul ministru desemnat, deja și ales, să începem cu domnilor, domnișoarelor și domnilor. Suntem la un eveniment important al Bibliotecii Județene, pentru că astăzi, 9 februarie, era ziua de naștere a unui important artist plastic, slătinan, oltean al județului, dar pentru toată Oltenia, care a fost Nicolae Truță. Îi mulțumim domnul Duță, care creează așa un triptic de expoziții prin tot județul și prin diferite instituții și datorită lui Marcel Duțu ne aducem aminte de Nare. Astăzi am citit așa într-o presă, peste tot o presă, că există și o presă județeană, nu o presă națională. Presa națională s-a ocupat de cu totul și cu totul altceva, dar presa județeană s-a ocupat de un lucru. Naie Truță merită să existe pe un frontispiciu a unei instituții? Nu știu dacă din punctul meu de vedere și al dumneavoastră precis că merită. Dar sunt pași diversi care vor trebui făcuți ca Naie Truță să apară pe frontispiciul unei instituții de cultură sau de școală, mă rog. Asta e mai puțin important. Vreau să vă zic însă, până să deschidem vernisajul ăsta, că în anul 1994 instituția era făcută prin 93 și ceva, instituția asta în care ne aflăm, nu erau birourile de sus, nu era nimic. Și la începutul anului 94, Nicolae Truță, alături de mine, aici a zis, bă, sala asta, bă, merită să fie expoziție. Pui și tu niște chestii, habar nu aveam că nu lucrasem în astfel de situații, fă și tu niște chestii în care să învățăm tablou și nu știu cum. Prima expoziție care s-a făcut în Slatina, în această instituție, a fost sub coordonarea lui Nicolae Truță. Și pe chestia asta, ca director acestei instituții, acest salon, care până acum nu i-am dat un nume, se chema Salonul Artelor, din acest moment, din 9 februarie, o să cer și soluții și o să fiu și la prefectură, pentru că există o comisie acolo care îi dea atribuit de denumit, acest salon se va chema Nicolae Truță din 9 februarie 2012. În rest, ce să vă spun? Este un mic mesaj al meu personal, al instituției în care Nicolae Truță a avut sumedenii de expoziție și cu toate talentele mici, pentru că la muzeu veneau cei care erau consacrați, cum e normal ca la muzeu să vină cei consacrați, adică artiștii plastici consacrați, dar pepiniera artiștilor a fost în acest salon. Și atunci acest salon merită să fie de astăzi să se cheme Nicolae Truță.
Îl felicit pe tânărul Marcel Duțu, care oricum mi-a produs o grămadă de situații. Nu mai scot câinii la ora 5 pentru că trebuie să fie la cealaltă. Așa. Îi mulțumesc lui Marcel Duțu pentru că s-a gândit de ziua maestrului, Nicolae Truță, să facă expoziții la muzeu. Sunt convins pentru că la muzeu, oricum, Nicolae Truță trebuia să existe, pentru că este muzeul de arte, să-l facă și în salonul ăsta, unde a început în 94 acest salon, datorită lui Nicolae Truță. De asta sunt banchetele astea pe aici, datorită lui Nicolae Truță. Va trebui să le schimbăm, că am rămas după din 94, probabil o să găsim altă soluție. Și inclusiv, vedeți că sunt niște verticale și sunt și pe, spre scările alea. Da, verticale, dar astea când le-a prezentat Marcel Duțu acum vreo nu știu câți ani pe aici, Nicolae Truță le prezenta. Țineți minte, nu? Deci, la prima expoziție cu verticale care a fost la așa aici, așa este. Prima expoziție de verticale de butu în salonul ăsta. Așa și cu, Nicolae Truță. Lasă-mă să închei. Și, deci, încă o dată, Marcel Duțu verticale, dar nu mai verticale, Marcel Duțu a fost, sau va fi, peste tot. Și sunt bucuros că domnul director al Muzeului Olteniei, mai ales secțiunea cu Mihail, secțiunea de artă, care este un muzeu superb, vizitați-l, să vedeți ce, ce reprezintă muzeul ăla pe care îl coordonează domnul Romeanu. De asemenea, sunt încântat că domnul directorul Muzeului Județean, care are secție de artă, care are expoziție și saloane întregi de artă, sunt prezenți aici, ca să, ne amintim că 9 februarie Nicolae Truță era pictorul nostru, al județului nostru. Mulțumesc. Am să continui câteva din ideile domnului director. Mi-aduc aminte, în această sală, de-abia se terminase de construit biblioteca, am deschis singura expoziție documentară Gâlguși pe care a adăpostit-o Slatina. Adică acolo unde poposise de mult Constantin Gâlguși pentru câteva zile. O expoziție documentară numai cu cărți, cataloage, fotografii din colecția proprie și unde am mai invitat domnul director să conduc o delegație de la British Council care vizita Slatina. Această sală, într-adevăr, merită să poarte și ea, la fel ca și Palatul Copiilor, numele lui Nicolae Truță. Pentru că aici s-a deschis. Nicolae Truță a fost cu ideea de a organiza aici expozițiile neprofesioniștilor. Și vreau să vă spun așa, că din cei pe care îi aveți aici la Slatina, Victor Ucioc a deschis ca elev prima expoziție. De asemenea, cel care este astăzi asistent la Catedra de Pictură la, la București, la Academia de Arte de la București, Andrei Tudoran, prima expoziție ca elev în clasa 8 a avut-o aici la bibliotecă. Eu i-am deschis-o. Deci, iată de ce. Ideea domnului director, ca această galerie să poarte numele lui Nicolae Truță, nu mi se pare absolut deloc, dar nu numai aceasta, poate și galeria de sus. Păi să nu uităm că sus Andreea Vlăduț, care are o serie de premii internaționale, a deschis prima expoziție de grafică, de portret. Și cei din Slatina, poate și mai aduc aminte. Și acum să revenim la Marcel Duțu. Este această expoziție i-a adus în minte o serie întreagă de evenimente culturale extraordinare. Unul dintre
cei mai mari pictori și pictor scenograf pe care îi are Oltenia, Viorel Penișoară Stecaru. La împlinirea vârstei de 65 de ani, acapara toate spațiile expoziționale din Craiova, adică 5 galerii, inclusiv Muzeul de Artă, unde avea expoziție de pictură, la Galeria Artiștilor Plastici avea expoziție de grafică, la Casa de Cultură a Municipiului avea expoziție de afiș, avea în holul Teatrului Național din Craiova avea expoziție de ilustrație de carte și așa mai departe. Directorul Muzeului Județean, care există o colecție importantă de artă, există o secție de artă a Muzeului Județean, cu care se regăsesc și lucrările în Macedonia, sunt convins. Mulțumiri colegii ales Crățești pentru cei de la Biblioteca Județeană care ne privejdesc în această seară o întâlnire de suflet cu arta lui Marcel Dursu și de asemenea un regbien plastic pentru cel ce a fost Nicolae Tuță. Domnul director al Bibliotecii Județene nu a vrut să se laude pe sine. Eu vreau să știți că este președintele Comisiei de Atribuire de Denumiri din județul Olt. Și de multe ori am purtat adevărate bătălii în această comisie, atunci când s-au dat niște legi care toate comunele trebuiau să aibă numele străzilor cu denumiri adecvate. Cei mai mulți dintre primari veneau și luau botanica sau atlasul zoologic și de aceea satele noastre sunt pline de arbori cu esență românească, dar avem și cazuri hilare în care ne-am confruntat cu palmieri, cu smochini, nu mai vorbesc de alte animale exotice. Avizul nostru în această comisie, vreau să fie foarte clar, este unul consultativ. Deci cine inițiază proiectul de hotărâre, comunitatea locală, consiliul local, are practic un lucru bun de spus. Însă noi încercăm să îndreptăm ce se mai poate îndrepta. Și vreau să vă spun că am făcut multe lucruri pentru ce ar fi însemnat așa o situație a străzilor din județul Olt. Vă dau un exemplu pitoresc. La un moment dat ne întrebam cum în câte comune sau sate din județul Olt există strada muzeului sau strada bibliotecii. Și spre stupefacția noastră le numărăm pe degete de la o mână. Ne-am pus atunci întrebarea dacă muzeul sau biblioteca, aceste instituții culturale democratice, nu pătrund în mentalul ăsta colectiv, înseamnă că nu trebuie să mai existe. Și am avut surprize să găsim strada muzeului pe la Sfânteni, strada romanului în altă parte, în fine. Ultimii 35 de ani în viață, Nicolae Tuță i-a stat la catedră la Palatul Copiilor. Chiar nu s-a gândit nimeni astăzi, acolo, să ia prin două lumânare, sau într-o sală, sau un birou la unde a ars ca o candelă pentru cultura locală, să-i facă un moment din acesta. Nu cumva, nu-i frige scaunul ăla sau biroul ăla când pășesc în el. Orgolii. Orgolii mărunte, oameni, așa cum am spus dincolo, incolori, insipiți, oameni mânați de orgolii, oameni care nu știu ce înseamnă să mai lupți într-o cauză. Suntem decimați din punct de vedere al unității, suntem decimați din punct de vedere al culturii și uite, în această seară suntem, ne numărăm pe degete unei mii, foarte, foarte puțin. Ce facem pentru oamenii de valoare din cultura locală? Ce facem pentru oamenii de spirit din cultura locală? A fost evocat aici domnul Păcal. Să mă ierte că îl plagiem acum pentru titlul ăla fabulos pe care l-a dat unei cărți dedicate lui Nicolae tabloul care decupează ziduri. Și tabloul pe care astăzi decupează aceste ziduri ale Bibliotecii Județene și le pune la suflet. Eu nu m-am gândit de cei 44 de ani pe care astăzi te-ai gândit să ți-i sărbătorești atât de frumos, nu să fii confortabil în sânul familiei. Ne vom aminti că astăzi, dacă Nicolae Tuță ar fi trăit, ar fi făcut 63 și cred că de aici, în această sală, ne-am fi mutat în biroul domnului director și ar fi ciocnit cu pătorii și am fi ascultat-o pe Floarea Calotă, care era dragă. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă rog să fiți insistenți, să fiți incisivi, să nu ne prăștim
să nu ne cramponăm de orgolii întotdeauna, să încercăm să facem mult mai mult pentru ceea ce înseamnă spațiul public cultural urban. Prea ușor, prea ușor adoptăm modele de la Cluj sau de la București. Ne neglijăm oamenii noștri de valoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc!